Peste 120 de polițiști au acționat la finalul săptămânii trecute în Orăștie, Giurgiu, Simeria, Petroșani, Vulcan și Lupeni. Oamenii legii au efectuat mai multe razii pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. În Orăștie, Simeria și Giurgiu, polițiștii au legitimat peste 430 de persoane. Au verificat 29 de societăți comerciale și au oprit în trafic pentru control 66 de autovehicule. În urma controalelor au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 48.000 de lei. La Petroșani, Lupeni și Vulcani au fost legitimate peste 600 de persoane, 85 de șoferi fiind testați în vederea determinării consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Scopul acestei activități este unul preventiv. Peste 70 de polițiști alături de jandarmi acționează în această seară atât pe raza municipiului Petroșani, cât și în municipiul Vulcan și Lupeni, în scopul asigurării unui climat de ordine și siguranță publică și al prevenirii producerii unor incidente în segmentul stradal, fie că vorbim despre fapte comise cu violență, fie chiar despre fapte de consum sau trafic de droguri, ori infracțiuni de natură economică. Polițiștii rutieri acționează cu toate aparatele radar, dar și cu aparatele de testare a consumului de alcool sau substanțe interzise în vederea reducerii riscului rutier prin prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere grave. În primul rând vorbim despre viteză sub cele două forme, viteza neadaptată la condițiile de drum sau viteza excesivă, dar și consumul de băuturi alcoolice sau substanțe interzise. În Valea Jiului au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 34.000 de lei, fiind verificate 95 de persoane ce fac obiectul unor proceduri judiciare, 5 dintre acestea fiind conduse la sediul poliției pentru amprentare și fotografiere. Raziile polițiștilor vor continua și în perioada următoare în întreg județul.